Un bărbat de 41 de ani a fost prins în timp ce ascundea droguri prin orașul Bălți. Polițiștii l-au surprins exact în momentul în care acesta plasa substanțele interzise în diverse locuri de unde urmau a fi preluate de cumpărători. În urma cercetărilor s-a descoperit că bănuitul făcea parte dintr-o rețea de traficanți care vinde droguri online. Mai întâi, acesta primea substanțe precum PVP și marihuana în cantități mari de la alți membri ai grupului neidentificați deocamdată, pe care le diviza în doze mai mici și le ascundea în diverse locații. Ulterior, cumpărătorii achitau online pentru narcotice și primeau informații cu geolocația unde a fost ascunsă marfa. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat droguri care pe Piața Neagră ar valora peste 400.000 de lei. Suspectul, originar din regiunea transnistreană, a fost arestat pentru 30 de zile și riscă o pedeapsă cu închisoare între 2 și 5 ani, conform legii. Ancheta continuă, iar polițiștii încearcă să identifice și alte persoane implicate în această schemă.